Da, un duel în care Real Madrid încearcă să încheie anul cu o victorie pe un teren totuși destul de dificil, pe San Mames, asta după remiza de pe teren propriu cu Cadiz 0-0, un rezultat mai puțin așteptat. Real Madrid totuși favorit, are o cotă de 2,17 la victorie, Bilbao cotă 3,45, iar la remiză o cotă apropiată 3,55. Avem în acest moment deja peste 330 de variante de pariere pe platforma Unibet pentru această partidă. Pentru scor corect 0-1 avem cotă 7,50. Real Madrid a câștigat ultimele două meciuri directe cu acest rezultat de 1-0. E interesant însă că în 3 din ultimele 4 meciuri ale Realului am avut 2-0 pentru echipa lui Ancelotti, exceptând confruntarea cu Cadiz. Realul să aibă cel mult un gol marcat, o cotă de 1,67. Aici ne bazăm tot pe statistica furnizată pe platforma Unibet. Real Madrid cel mult un gol în ultimele 4 meciuri directe cu Bilbao și gazdele să aibă minimum 5 cornere, o cotă de 1,77. Asta s-a întâmplat în ultimele 6 jocuri ale celor de la Atletic pe teren propriu. Pentru Benzema să marcheze avem o cotă de 2,45. Benzema care nu a punctat cu Cadiz, dar de regulă nu leagă două meciuri fără gol marcat în acest sezon. Este într-o formă extraordinară francezul. Cel mult două goluri în meci, o cotă de 1,85. Asta, aici am avut acest scenariu în ultimele 5 meciuri ale celor de la Real Madrid și oaspeții să câștige măcar o repriză, cotă 1,58. Pontul redacției noastre, aici este un pariu combinat. X2 Real Madrid nu pierde și sub 4,5 goluri, o cotă de 1,50. Cum bine știți, la Unibet puteți să vă creați singuri propriile pariuri, aveți opțiunea creare pariu, de asta s-au folosit și colegii mei și aveți acest pont. Irina, ne-a scris aici pe pagina de Facebook, ea spunea la Bilbao Real Madrid 1X și ambele marchează, merge pe o surpriză, iar Gabriel de asemenea pe ambele marchează. Alina, voiam să te întreb, Realul a fost cam singura echipă care nu te-a dezamăgit exact, în acest sezon. Ți-ai pus toate speranțele și cam ce ai spus despre ei s-a adeverit. Da, nu te-au trădat precum FCSB sau... Mai puțin meciul trecut când a fost surprinzător acest 0-0. Dar probabil se întâmplă și la case mai mari, adică nu doar la noi echipele mari nu se motivează când joacă cu o echipă de la coada clasamentului. Mai pare relaxarea, poate oboseala. Exact, și partea asta că vine Crăciunul, toată lumea se mai relaxează, s-au gândit și că sunt... A fost și o supramotivare din partea celorlalți. Da, da, da. Și atunci s-a întâmplat. Dar eu sper ca în meciul cu Bilbao să nu fie la fel. Deși au destul de mulți indisponibili, dar mai sunt totuși jucători buni care să facă meciul. Deci Benzema marchează, Real câștigă, nu? Benzema sau Vinicius. Mie mi-a fi plăcut, adică eu mă gândeam la Asensio, că poate va marca, dar este indisponibil, nici el nu o să facă parte din lot. Da, sunt ceva probleme, am văzut și în linia de mijloc, Modric și Casemiro sunt indisponibili, ar preveni Camavinga și Valverde, care au mai jucat împreună în două partide și ambele pierdute de Real Madrid, una dintre ele cu Sheriff Tiraspol pe teren propriu, dar oricum... Ei vin după 7 victorii și un egal, deci au toate șansele să fie... Și Realul nu prea mai primește gol, adică are, dacă nu mă înșel, 5 meciuri de când a mai... ultimele 4 partide n-a mai luat gol în toate competițiile, de la duelul cu Inter, dacă nu mă înșel, din Champions League. Deci, mai mult. Eu merg pe victoria lor. În meciul ăsta. Da, uite, Realul chiar 5 meciuri fără gol primit. Da. Ultima, practic primul meci din această serie fără gol încasat a fost chiar cu Bilbao, meciul din tur, câștigat cu 1-0. A fost o restanță atunci, pe 1 decembrie, uite, încheie luna decembrie tot cu acest meci cu Athletic Bilbao. Dar probabil puține goluri, că așa a fost tradiția ultimelor confruntări. Să marcheze Benzema și ok.
Bun, uite, putem încerca un pariu mai îndrăzneț. Văd că s-au blocat cotele. A scăzut cumva la Sevilla-Barcelona la 1.36 pentru egal. Mai devreme era 1.55. Putem încerca aici un pariu îndrăzneț la Bilbao cu Real Madrid. Realul câștigă și Benzema înscrie. O să vedem exact și ce valoare ar avea un asemenea pariu. Dar trecem imediat și la un alt duel important al zilei de astăzi. Avem o confruntare tot în La Liga, în care este implicată cealaltă echipă din Madrid, Atletico, în deplasare cu Granada.